Salut, trebuie. și bine ați venit sau revenim pe cel mai prea canal de educație financiară în limba română despre bani, cripto, acțiuni, cu toate și nft -uri. Iar în acest video o să vorbim despre un lucru care este de actualitate acum, dar probabil va fi aproape întotdeauna și acel lucru este ce să facem într-o perioadă când inflația este mult mai mare decât de obicei. Cu siguranță nu se investește în Snapchat. Însă o să vorbim imediat și despre niște acțiuni, însă o să ne concentrăm pe două lucruri asupra cărora avem noi un foarte mare control și acele lucruri sunt cheltuielile și veniturile și să readucem în prim plan niște idei, modele prin care putem să ne gândim la cum navigăm prin lume în acest moment. Însă, first things first, deci întâi să începem cu ce e ceva mai important și care este ceva mai urgent să spunem și acel lucru este că o să avem un nou giveaway de această dată, deci pentru cine știe avem deja un giveaway cu un NFT al celor de la Styler, care în acest moment ar costa cam 1888 de lei. Deci este o oportunitate de a avea un NFT și toate beneficiile care vin cu el, mai multe în acel video. Însă, în acesta o să vin cu un alt giveaway pentru că se pare că am un bilet pe care nu îl voi putea folosi la un eveniment din România și acela este GPEC, sper că menționez cum trebuie, este un eveniment de e-commerce, adică de comerț electronic, care este ideal pentru o persoană care se află în marketing, în vânzări, în business sau este interesat de toate aspectele unui business. Și adevărul este că ar cam trebui să fim cu toții interesați, pentru că de fapt toți suntem consumatori. Adică fie că de a fi pe partea celor care fac reclamă ca cineva să cumpere sau ești acea persoană care cumpără, cum suntem cu toții desigur, putem să învățăm lucruri noi și mai ales într-o perioadă când inflația este foarte mare, ne-ar cam ajuta să știm care sunt tehnicile psihologice, care sunt modurile prin care un, un site este creat în așa mod încât să ne facă pe noi consumatorii să cumpărăm. Și după cum știm, mai ales cu telefoanele care sunt atât de ușor de folosit, este foarte ușor să în bani. Însă acest video va avea marcaje de timp, deci vom vorbi despre acțiuni, despre cheltuieli, despre venituri și în ultima parte voi menționa câteva lucruri despre acest giveaway care practic îți va oferi posibilitatea de a participa pe 30 mai la acest eveniment GPEC. Este un bilet all inclusive, am impresia că în acest moment valorează cam 200 de euro, deci îl voi oferi gratuit câștigătorului. Singurul lucru care trebuie făcut este să intri pe acel link pe care îl voi pune în descriere și acolo să îți pui e mail și motivul pentru care vrei să câștigi. Și spre deosebire de NFT-ul de la Styler, unde va fi o alegere aleatorie, aici va fi una ceva mai subiectivă, pentru că, în primul rând, sperăm să fie cineva din București care Poți să se ducă la acest eveniment. Mai multe detalii pot fi văzute pe linkul pe care îl voi pune mai jos despre eveniment. Și, ce mai probabil, cine este din București sau are de gând să se ducă pe 30 mai, deci într-o zi de luni, cine are ziua liberă, atunci poate să se ducă la acest eveniment, unde vor participa cam toate persoanele ceva mai importante din domeniu business sau din domeniul comerțului electronic din România. Și adevărul este că am fost și eu acum vreo 2 ani și de fapt de atunci este luat biletul și de fapt și eu atunci am primit oportunitatea de a merge gratis la acel eveniment, tot printr-un concurs, deci acum doar se întoarce roata, însă acest giveaway se va încheia destul de curând, deci în doar câteva ore, sub 24 de ore, deci se va încheia pe 26 mai. La ora 4 fix Asta pentru că evenimentul va fi în câteva zile Și ideal al și câștigătorul Pentru a transmite uh, detaliile Câștigătorului mai departe La organizator Însă, pentru a trece imediat aici de pe tabletă Prin acțiuni, prin cheltuieli Prin venituri Dar și despre acest eveniment în general Pentru că acest eveniment Până la urmă costă 200 de euro Și sunt 10 de persoane Care se vor duce acolo Și întrebarea ar fi poate de ce? Care este return on investment pentru acest eveniment? Care este câștigul de care putem să avem parte? Pentru că adevărul este că eu nu am avut un câștig acum 2 ani, dacă nu nimic din informațiile de acolo, deși din fericire acum vor fi și recording-uri pentru cine va primi acest bilet după eveniment. Dar, un singur lucru cu care am plecat, e bine, o poză cu Ryan Holiday, de fapt și cartea acestuia din acest moment, pentru că de fapt de aceea se afla în România în acel moment. Însă ca să trecem imediat aici la subiect, dacă nu ai lăsat un like din primele secunde la acestui video, îți sugerești să faci acum, ajută canalul, ajută ca un număr cât mai mare de persoane să fie la zi cu informațiile și dacă nu ai apăsat pe butonul de subscribe, dar mai ales nu ai dat pe clopoțelul de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video, o poți face în acest moment și în câteva secunde după intro ne reîntoarcem. Ok, și acum că ne-am întors, hai să vorbim despre primul subiect destul de repede pentru că acțiunile se pare că au fost cam lovite în ultimul timp, mai ales cele din domeniul social media și asta de ce s-a întâmplat? E bine, pentru că Snapchat a dat tonul de deci Snapchat, care poate o folosim, poate nu o folosim, eu nu, nu o folosesc, dar este o platformă socială, o platformă care recent a anunțat că așteptările pentru 2022 sunt ceva mai scăzute decât inițial prezentate acum o lună, deci în aprilie. Iar asta a făcut ca piața să se ducă și mai jos din toate punctele de vedere, adică chiar și când vorbim despre Meta, Pinterest, care nu ar avea practic nicio legătură cu ce face Snapchat, dar pentru că Snapchat a menționat că probabil vor avea mai puțin bani de făcut din reclame, deci din ads. Ei bine, și Meta și Pinterest fac bani din, sau mai bine spus, prin același model. Și asta a făcut ca analiștii, piața, să creadă că Meta și Pinterest o să aibă la fel de mult de pierdut. Acestea fiind doar unele dintre cele care au avut de pierdut, pentru că de fapt a intrat și intră aici și Google, dar după ce scade Meta, Pinterest, Google, Snapchat e normal ca și multe din celelalte să fie vândute. Trebuie să recunoaștem că piața asta ne dă prea multe oportunități. Adică deja mi se părea meta destul de ieftină ca acțiune și acum nu face decât să devină și mai ieftină în condițiile în care s-ar putea să aibă venituri mai scăzute sau să nu mai aibă o creștere a utilizatorilor deocamdată, dar asta pentru că analiștii se uită pe un termen foarte scurt de timp în cel mai multe cazuri și nu iau în considerare că meta clar va trece mai departe decât o platformă socială unde practic nici nu dețin controlul hardware-ului. Da? Adică acesta este un telefon Samsung, majoritatea telefoanelor din Statele Unite sunt iPhone-uri, deci este clar că Meta duce aici o anumită lipsă, la fel ca Google de altfel, al unui produs fizic pe care să-l avem și vedem cât de puternic este acest produs fizic. E adevărat că și aplicațiile sunt importante, dar dacă nu am avea acest telefon, atunci nu am putea să ajungem la aplicații. Și acesta este unul din avantajele pe care, de exemplu, le are Apple în fața Meta, Google sau Pinterest. Faptul că, în funcție de deciziile luate de Apple, acestea ar putea să suferă mai mult decât ar putea Apple datorită deciziilor acestor companii. Însă, cam atât pentru acțiuni. Ce putem să spunem? Este ritmul normal al pieței, o să avem întotdeauna mici evenimente, să spunem, care or să destabilizeze piața, dar acestea pot să fie oportunități pentru a adăuga mai mult pentru că cumpărăm la un preț mai mic. De exemplu, Google. Deci, Google acum nu mult timp se afla pe la un 3.000 de dolari per acțiune, acum se află în jurul a 2.000 de dolari, deci 1.000 de dolari reducere, minus 33%. Și e adevărat că poate aici era puțin supraevaluată, da. Dar, de exemplu, în momentul acela, nu ai cum să-ți dai seama dacă acea supraevaluare înseamnă că după aceea o să scadă. Pentru că multe acțiuni pot să rămână supraevaluate, nu spun neapărat pentru totdeauna, dar pentru o perioadă foarte lungă și unele acțiuni pot să rămână subevaluate pentru totdeauna. Adică, dacă sper poate ca Volkswagen să crească în cele din urmă și asta pe cifre reale, s-ar putea să nu se întâmplă vreodată, deși planurile lor sunt să încerce măcar să se apropie de Tesla din punct de vedere al mașinilor electrice. Însă, hai să vorbim despre alt lucru, pentru că trebuie să ne uităm și la cheltuieli și aici o să ne uităm de fapt la cheltuielile noastre și la niște moduri prin care putem să ne gândim la acestea, pentru că este clar că lucrurile au devenit mai scumpe. Inflația, să spunem că este undeva pe la un 10%, dar adevărul este că este mult mai mare. Poți să te uiți, să spunem, la alimente chiar, fie că vorbim de alune, deși aici contează foarte multe lucruri precum brandul, cantitatea, pentru că dacă o să cumperi la 50 de grame, o să te coste mult mai mult decât dacă o scumperi la 50 de grame, dacă calculezi per kilogram. Și cu siguranță unele alimentele mâncam într-o cantitate ceva mai mare, dar la fel și la carne și la multe alte lucruri. Și totuși, unele lucruri sunt cam esențiale. Adică, da, poți să trăiești fără carne, nu, nu spun asta, dar normal că este mult mai greu, adică te-ar costa ceva mai mult dacă ai încerca soluția alternativă. Bine, nici o mână și un picior, însă ideea este următoarea, că la cheltuieli cam trebuie să avem grijă. Acesta este motivul pentru care Google, Meta, Pinterest au scăzut. Pentru că aceste companii, de exemplu, dacă ne uităm la Meta, deci de fapt dacă ne uităm la Facebook, pentru că mulți dintre noi probabil folosim Facebook, nu? Deci noi folosim Facebook, folosim telefonul, folosim tableta, folosim calculatorul ca să dăm scroll pe acolo, să ne uităm la poze, ne pierdem timpul aiurea de multe ori, câteodată nu, pentru că învățăm lucruri noi, dar aceștia fac bani când îți arată o postare sponsorizată și cineva plătește pentru acea postare. Deci, în acest caz, poate să fie o firmă precum Pepsi sau Coca-Cola, care clar nu vând neapărat cele mai bune produse pentru utilizatori, pentru consumatori, și de fapt pentru ei, pentru că este mult mai ușor să faci un profit cât mai mare datorită unui ingredient ieftin, precum zahărul. Deci în acest moment și meta are de pierdut pentru că și multe companii încep să cheltuie mai puțin. Asta și pentru că trăim acum într-o perioadă când, pentru că avem și videouri de genul, ne crește poate puțin educația financiară sau nu ne neapărat că ne crește, pentru că în acest moment poate de multe ori nu o spun lucruri extraordinare, noi, mind blowing, dar doar pentru că creierul nostru, nu încercăm mai să facem un creier, o să se concentreze pe asta, normal că o să fie mai puțin probabil să facem greșeli când mergem la supermarket, pentru că poate ne uităm la două branduri de ovăz și unul dintre ele este 5 lei, să spunem, pe kilogram, altul este 10 lei chiar, aș spune că este puțin, sunt unele mult mai scumpe și aici este doar un exemplu ipotetic, dar nu m-am uitat acum exact care este prețul, dar la unele produse de genul o să vedem o diferență foarte mare, cum și la lune de exemplu, Câteodată și la carne și de multe ori nu este o diferență de calitate. Și cu cheltuielile de multe ori, mai ales într-o perioadă de genul, putem să ne gândim la următorul lucru și acela ar fi care este doza minimă efectivă dacă chiar avem nevoie de ceva, nu? Adică E adevărat, dacă ai un milion de euro, poți să-ți iei o casă de un milion de euro. Dar în același timp poți să-ți iei o casă și precum majoritatea persoanelor. Adică mai ieftină. Pentru că de multe ori există această idee, deci să spunem a banilor, deci cât trebuie să cheltui și beneficiu cu care vine acel lucru. Și de obicei lucrurile arată cam ceva în genul. Adică, dacă îți iei o geantă de calitate, să spunem, de piele, dar fără niciun logo, o să ai cam aceleași beneficii, cel puțin din punct de vedere al calității produsului, pe cum dacă ai lua ceva care costă mult mai mult, o geantă mult mai scumpă. Deci, hai să ne gândim aici. O geantă ar putea să coste 5.000 de dolari, dar în același timp ar putea să coste, să spunem, un 150 de dolari, dacă vorbim, că totuși are o calitate ceva mai mare când există și genți, desigur, care pot de 10 dolari și și aceasta își va face treaba. S-ar putea totuși să nu dureze la fel de mult ca aceasta, deci de aceea trebuie să punem în balanță aici care este beneficiu și care este practic valoarea. Adică putem să folosim aici mai multe cuvinte care să ne dea o idee pe ce putem să cheltuim banii. Ok, și tocmai am refăcut aici aceste axe, pentru că de fapt pe partea aceasta se află banii, deci 10 dolari, 150 de dolari, 5000 de dolari și aici beneficiu și valoarea. Însă am putut să observăm că de multe ori doar conceptul ne ajută foarte mult, chiar dacă partea aceasta mai tehnică nu este întotdeauna corectă. Însă ideal o facem și pe aceasta cât mai corect, dar ideea principală este că ideal ne concentrăm pe această doză minimă efectivă, deci întrebarea ar fi cât putem să consumăm dintr-un anumit lucru încât să fie de ajuns pentru noi. Adică am putea să avem nevoie în fiecare zi de 1000 de dolari pe care să-i cheltuim, nu chiar, dar știm că sunt persoane care cheltuie atât de mult, asta pentru că au acei bani și na, sunt lucruri pe care poți să le cumperi cu acei bani, dar în același timp nu este adevărat că ai putea să cumperi, să spunem, o carte care îți va ocupa, să spunem, din timp destul, adică vreo 8 ore, prețul este unul relativ mic, plus că după aceea poți să o recitești și o să ajute foarte mult, dar după aceea mai este și beneficiu, pentru că ai putea să iei o șampanie din aceea moe, care costă cam 50 de euro, sau poți să iei 5 cărți și diferența de consum, când vorbim de timpul necesar, va fi una destul de mare. Și adevărul este că nu devenim extrem de sănătoși doar pentru că bem moe și nimic împotriva șampanilor scumpe, dar desigur trebuie să punem în balanță pentru că nu există o lipsă de bani în piață, adică doar aceste giveaway pe care le fac eu în acest moment valorează cam 600 de euro, să spunem, nu? Deci și este clar că sunt persoane care probabil fac giveaway-uri sau donează sau cum ne cheltuim timpul, pentru că este clar că mulți dintre noi și multe persoane din lume au o anumită valoare asupra timpului pe care îl au, adică ori pot să fac bani în acel moment cu acele câteva ore pe care le-au libere sau pot să îl doneze, să spunem între ghilimele, pentru a ajuta alte persoane. De fapt, nici YouTube nu este foarte departe dacă ne gândim în România și cu asta, de fapt, hai să vorbim și despre subiectul 3 și acela ar fi venitul. Pentru că aici sunt multe moduri prin care putem să ne gândim, dar dacă am vrea să simplificăm și să mergem, să spunem, la baza modului prin care putem să facem poate mai mulți bani și aceasta este doar o modalitate, normal că sunt mai multe, însă putem să ne gândim la două lucruri aici, ca să simplificăm foarte mult, și acel lucru ar fi input, deci ne gândim cât timp depunem pentru a face ceva și adevărul este că toți depunem timp în cantități diferite, dar cu toții depunem un efort, un timp pentru a face aproape orice. Însă, întrebarea este, după acest timp petrecut, ce avem aici ca și output, adică ce iese, câți bani. Și știm că aici pentru fiecare persoană poate să varieze, da? Deci avem persoana numărul 1 pentru care 8 ore de muncă ar putea să însemne, să spunem, 100 de ron. Dar s-ar putea să avem o a doua persoană pentru care 8 ore de muncă pot să însemne o mie de ron. Și după aceea putem să avem o grămadă de persoane aici, putem să avem și mai departe când vorbim despre bani și timpul alocat. Însă pe ceea ce ar trebui să ne concentrăm aici nu este atât de mult input-ul, pentru că timpul nu este extrem de diferit pentru majoritatea dintre noi. Adică nu este diferit de loc. Toți avem 24 de ore. După aceea cum îl cheltuim? Asta e partea a doua. Dar întrebarea ar fi cum putem să avem un output mai mare. Și adevărul este că am mai vorbit despre asta și într-un video anterior în care menționam din prezentarea pe care o făcusem pentru studenții de la UBB Cluj că unul din cei mai importanti factori este domeniu. Adică contează ce faci. Ai putea să depui 8 ore și să faci o treabă extraordinară când faci curățenie. Dar aceasta nu este chiar o abilitate cu un nivel de recompensă foarte mare. Adică nimeni nu te va recompensa foarte, foarte, foarte mult, pentru că o vei face curat. Dar, după aceea, dacă ne gândim la abilități, avem diferite graduri de dificultate, adică la acest nivel poate să fie curățenie, unde este ceva mai ușor. Știu că nu este întotdeauna ușor, dar nu este ceva pentru care multă lume o să oferă bani, pentru că oricine poate să învețe să facă asta. După aceea avem lucruri precum, să spunem, medicina aici. Totuși trebuie să treci prin facultate, nu o să devii milionar așa și așa mai departe, dar totuși este o abilitate ceva mai rară, indiferent de ramura de medicină despre care vorbim. Și după aceea, dacă ne gândim ce abilitate ne ajută și mai mult, e bine, una din cele care ne ajută cel mai mult este comunicarea combinată, pentru că de fapt vânzarea asta este comunicare, după aceea putem să ne gândim și la marketing și după aceea putem să ne gândim la următorul lucru. Ce au acestea în comun? E bine, pot să fie folosite într-un business și de aceea, indiferent unde ai fi angajat, cam există o limită. Dar dacă ai un business pe care crezi, limita este destul de mică și asta pentru că, tu, să spunem că ai acest input, deci depui niște ore în acel business, da? deci să spunem în acest business, o să depui probabil chiar mai mult, pentru că trebuie pentru un business în general să muncești mai mult decât un angajat, chiar dacă recompensele sunt mai mici la început. Însă, avantajul aici este că dacă ai avea o companie, un brand personal, după aceea output-ul poate să arate ceva în genul: următori și asta pentru că o să ajungi la mai multe persoane sau la mai multe companii dacă vorbim despre business to business. Deci aici acesta ar fi unul din modurile prin care putem să ne maximizăm output-ul prin a ajunge la mai multe persoane și am impresia că Zig Ziglar, deci o persoană care cred că se ocupa de vânzări, nu am toată povestea acestui a, în acest moment, în fața mea, însă acesta spunea că cu cât ajungi mai multe persoane să primească ceea ce vor, atunci și tu vei primi ceea ce vrei. Și asta e din mai multe motive, desigur, dar aici este vorba și despre reciprocitate. Cu cât oferi de obicei mai mult în lume, ce din urmă șansele sunt ceva mai mari să primești ceva înapoi. Desigur, ideal o faci cu o strategie, pentru că altfel pur și simplu ajungi pe toată lumea și nimeni s-ar putea să nu vrea să te ajute, pentru că poate acele persoane nu merg pe acest principiu al reciprocității, deși sunt foarte puține, acesta fiind un lucru cam cu care ne naștem, sau mai bine spus, îl dezvoltăm la o vârstă foarte fragedă. Și de fapt cu asta o să trec la ultimul lucru și acela ar fi acest giveaway pe care îl fac pentru evenimentul numit GPE, deci are legătură cu comerțul electronic și e gala premiilor pentru ce se întreabă, însă nu stau cum să menționez foarte multe despre eveniment, pentru că și aceștia au o pagină destul de bună, dar adevărul este că am fost și eu în 2019, pentru că din fericire am câștigat un giveaway de la Cristina Chipurici, despre care poate ai auzit, poate ne-ai auzit, este un blogger, un blogger dinainte să fie cool în România și adevărul e că până în acel moment chiar realizase destul de multe, pe când eu practic realizasem nimic. Și aici este foarte plăcut să vezi cum, de fapt, cineva care are mai multe experiență, care a realizat mai multe lucruri, poate cumva să te împingă. Pentru că, de fapt, în afară faptului că am avut parte de acest giveaway, ne-am și întâlnit, am impresia că odată și după aceea am și încercat să colaborăm, desigur, pentru o perioadă foarte scurtă, pentru că cam mergeam pe căi diferite și asta este normal, pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut și putem să ne prezentăm ideile în atât de multe moduri, fie că e vorba de scris, imagine, audio. Dar dacă ne uităm la acest eveniment care costă cam 199 de euro, poate ne întrebăm, ok, de ce ar plăti cineva acest preț? E bine, unul la mână, pentru că te duci la acel eveniment unde poți să întâlnești alte persoane pentru că de fapt și eu am întâlnit acolo câteva persoane, înainte am citit niște cărți despre ok, cum să vorbești cu persoane și așa mai departe, da? pentru că nu este ca și cum te naști cu aceste abilități. Însă după aceea mai este în afară de această parte de networking, mai este vorba și despre speaker, faptul că ești la un eveniment, probabil nu te vei gândi la altceva și o să asculti toate acele prezentări și este destul dacă pleci cu o idee, două, 3, Însă, după aceea, această parte de networking, deși este și la început, adică înainte să te duci acolo la eveniment, să te ai pe scaun și să auzi toți speakerii care sunt unii destul de importanți, oricine poate să verifice lista pe site, dar după aceea mai este și acea parte de networking party, adică chiar dacă în prima parte, să spunem, depinde de tine foarte mult, dacă spui cuiva salut și așa mai departe, însă în a doua parte a zilei este această, să spunem, parte mai relaxantă pentru toată lumea, pentru că deja evenimentul a trecut, deja toată lumea a mâncat ceva, poate a băut ceva și normal că ai o stare ceva mai bună și aici se pot crea relații și mai bune cu cei din jur. Și normal că o persoană cu cât e mai strategic aici, cu atât poți plece cu mai mult. Și prin strategic mă refer pur și simplu că se poate să mergi acolo cu un scop: cu un scop de a învăța ceva, de a te pregăti pentru a schimba jobul, să spunem. Poate vrei să te duci la o anumită companie a unei persoane care o să vorbească acolo sau care se află acolo, sau poate vrei să creezi un parteneriat. Deci, mai mult sau mai puțin, am luat-o în ordine inversă aici, pentru că un eveniment de genul, deci ce am menționat la 4, te ajută cu această parte de networking și asta te ajută de fapt și din punct de vedere al mindsetului, pentru că o să intri printre persoane care poate sunt mai experimentate, care poate au o altă perspectivă asupra lumii, care deja au un anumit succes, după aceea normal că sunt șansele mult mai mari ca și venitul să crească în cele din urmă, după aceea dacă ai și un venit mai mare și îți dai seama că ce din urmă s-ar putea să cheltui puțin cam mult, pentru că pentru toată lumea cam așa este când are un venit ceva mai mare, dar după aceea, dacă reușești și să te ocupi de cheltuieli în așa mod încât să fie cât mai scăzute și tot viața să fie cât mai plină, după aceea, normal că poți să investești în acțiuni, în criptomonede, pentru că de fapt în acest video doar ne-am concentrat asupra. Aceea ce a ceea ce s-a întâmplat în piața acțiunilor recent, dar și piața cripto în acest moment este în jos, ceea ce înseamnă o oportunitate ceva mai mare pentru noi. Însă, cu asta încheie acest video, voiam să menționez că, în general, lucrurile se cam leagă și când ne uităm la ele în modul acesta, pentru că de multe ori și de fapt și înainte să fac aceste video pe YouTube, multe lucruri le puneam pe foaie pentru a vedea lucrurile conectate și a înțelege ce poate să aibă un efect de domino asupra celorlalte lucruri din viața mea. Și adevărul este că la fel funcționează la toți. Deci și la tine fiecare lucru poate să aibă un efect de domino asupra celorlalte lucruri. Însă, cu asta încheiem acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. Dacă nu ai apăsat pe butonul de subscribe, dar mai ales nu ai dat pe clopoțel de lângă pentru a primi o notificare, imediat ce scot un alt video. Poți face în acest moment și, pe data viitoare, îți urez cele bune fie că e vorba de investiții sau de orice altceva. Și de fapt pentru cine încă mai este aici, nu știu dacă se poate vedea aici, dar am un aparat de genul, este un EKG pentru 24 de ore. Este pur și simplu unul de monitorizare a sistemului, pentru că de probabil am avut prea multă cofeină și am vrut să fiu sigur că este doar cofeina. Deci acesta este chiar un cel mai bune moduri prin care putem să ne investim, cheltuim banii, aceasta fiind clar o investiție în noi. Adică, de multe ori, o carte, putem să spunem că este o investiție noi. Dar asta, dacă o citim, ce drept și când ne facem anumite analize. Trebuie după aceea să facem ceva cu acelea, pentru că altfel s-ar putea doar să fi fost bani aruncați pentru a ne simți mai bine. Însă, ideal, încercăm să maximizăm ceea ce facem, desigur. Nu extrem de mult, pentru că nu trebuie să luăm totul atât de în serios, dar lucrurile care știm că se află la bază sunt ceva mai importante. De exemplu, dacă această plantă era verde, roșie, albastră, probabil cota mai puțin. De alte lucruri știm că contează mai mult și de aceea spun acum în încheiere. Până data viitoare, îți toate cele bune, fie că e de investiții, dar mai ales orice altceva.